Bună! Bine v-am găsit, mă numesc Cristi și astăzi vom arunca o privire la Photosynthesis, un joc produs de Blue Orange Games. Photosynthesis este un joc abstract de strategie bazat pe o economie ce implică creșterea și recoltarea copacilor. Jocul vine cu următoarele piese. În primul rând, avem o tablă de joc, avem un segment care reprezintă soarele, avem un jeton care îl reprezintă pe primul jucător, avem 4 tăblițe pentru fiecare jucător, avem 4 marcaje care reprezintă punctele de lumină pe care le acumulăm în joc, avem 4 jetoane care reprezintă rotația soarelui, 24 de jetoane care ține în evidență scorul, apoi avem 24 de jetoane cu semințe, acestea sunt câte 6 pentru fiecare specie de copac, apoi avem 8 copaci mari, câte 2 piese pentru fiecare specie, apoi avem 16 copaci mijlocii, câte 4 pentru fiecare specie și 32 de piese care reprezintă copaci mici, câte 8 pentru fiecare specie. La începutul jocului, fiecare jucător își va plasa pe tabla de joc câte 2 copaci pe ultimul rând al planșei. În acest joc, jucătorii vor trebui să-și crească copacii de la semințe la copaci mari, apoi să colecteze puncte în funcție de locul în care a crescut fiecare copac. După cum vedem, planșa de joc reprezintă un teren cu diferite grade de fertilitate. Înspre exterior, terenul este mai puțin fertil, iar spre interior, terenul este mai bogată în resurse, adică mai fertil. Și astfel, în funcție de aceste zone unde copacii sunt plantați, așa va fi și valoarea punctelor. Înspre exterior, valoarea punctelor va fi mai mică, iar spre interior, valoarea punctelor va fi mai mare. Acțiunile jucătorilor se va desfășura în timpul în care soarele se va face în conjurul tablei de 3 ori. O poziție în care se află soarele înseamnă o rundă și o rundă este alcătuită din 2 etape. Etapa fotosintezei, etapa în care jucătorii își vor colecta puncte, lumină, iar a doua etapă este etapa ciclului vieții, etapa în care jucătorii își vor folosi aceste puncte, lumină colectate pentru a face diferite acțiuni. În prima etapă, etapa fotosintezei, sunt de menționat două lucruri. În primul rând, copacii colectează puncte lumină de la soare în funcție de cum arată săgețile desenate pe acest segment. Și copacii vor colecta punctele lumină astfel. Un copac mic va colecta un punct lumină. Un copac mediu va colecta 2 puncte lumină, iar un copac mare va colecta 3 puncte lumină. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez este faptul că fiecare copac aruncă câte o umbră, iar copacii care sunt umbriți nu vor colecta puncte lumină. Și astfel, un copac mic va arunca o umbră la un spațiu depărtare de unde este copacul. Un copac mediu va arunca umbră la 2 spații, iar un copac mare va arunca o umbră la 3 spații depărtare de unde este el. Iar copacii, cum ziceam, umbriți, nu vor colecta puncte lumină. De exemplu, să zicem că avem
variantă, fiecare copac care este de aici va primi puncte lumină. Acesta care este copacul mare va primi și el puncte lumină, dar copacii de aici, care se află pe aceste spații, nu vor primi, deoarece acest copac a zis că umbrește până la 3 spații și se află pe aceste spații și nu va umbri. Și umbra va fi tot timpul opusă, dar în sensul opus de cum vine soarele. Acest copac nu va fi umbrit de către copacul mai mic. Tot timpul doar copacul mai mare umbrește, iar copacii mai mari nu sunt umbriți. Doar în cazul acesta, dacă ar fi așa, copacul acesta îl umbrește și pe acesta, când sunt egali. Apoi, în a doua etapă, ziceam că jucătorii vor face diferite acțiuni în funcție de cât le permite punctele lumină pe care aceștia le-au acumulat. Și haideți să vedem ce acțiuni poate să facă jucătorii în această etapă. În primul rând, jucătorii poate să-și cumpere semințe sau copaci de diferite dimensiuni de pe tablița de joc. O sămânță sau un copac cumpărat, el va fi mutat de pe tablița de joc lângă tablița de joc. Piesele care sunt lângă tablița de joc sunt piese pentru a fi utilizate apoi pentru a fi puse pe tabla de joc. Și în dreptul fiecărei piese ne este desenat un număr și acesta reprezintă prețul fiecărei piese pe care vrem să o cumpărăm. Și tot timpul se cumpără de jos în sus, de la cel mai ieftin la cel mai scump. Apoi o altă acțiune pe care jucătorul poate să o facă în tura sa este plantare. Și jucătorul, dacă are o sămânță deja cumpărată în zona de unde pot fi utilizate piesele pentru a fi puse pe planșă, ia o sămânță și o plantează pe tabla de joc astfel. Un copac mic aruncă o sămânță sau de la un copac mic se poate planta o sămânță la un spațiu depărtare. De la un copac mediu se poate arunca o sămânță la două spații depărtare. De exemplu, dacă avem copacul acesta aici, putem să aruncăm o sămânță ori aici, ori aici, ori aici, ori aici, ori aici. Deci ați prins ideea. Și un copac mare poate să arunce o sămânță la 3, până la 3 spații depărtare de copac. Apoi o altă acțiune pe care jucătorii pot să o facă este creșterea. Și astfel ei poate să, dacă au deja, de exemplu, o sămânță, poate să crească sămânța într-un copac mic. Dacă au deja un copac mic, ei poate să crească acest copac mic într-un copac mediu. Și dacă au deja un copac mediu, poate să crească un copac mediu într-un copac mare. Iar apoi, copacul mare poate să îl scoată de pe planșa de joc și astfel obține un jeton cu puncte de lângă planșa de joc în funcție, cum ziceam, de locul în care se află crescut copacul. Și bineînțeles, toate acestea costă anumite puncte lumină. De exemplu, plantarea, pentru fiecare sămânță pe care o plantăm, trebuie să plătim un punct lumină. Ca să creștem un copac de la sămânță la copac mic, trebuie să plătim un punct lumină.
Dacă vrem să-l creștem de la copac mic în copac mediu, trebuie să plătim două puncte lumină de la un copac mediu la mic. Da, mediu la un copac mare trebuie să plătim 3 și de la un copac mare, ca să luăm punctele câștigătoare, va trebui să plătim 4 puncte lumină. Și luăm această fază în care luăm punctele câștigătoare, se numește, e o altă acțiune care se numește colectarea. Cam acestea sunt acțiunile pe care jucătorul poate să le facă. Ce mai este important de menționat? Că atunci când o zonă este activată, de exemplu, dacă plantăm o sămânță, nu putem imediat, tot în aceeași tură, dintr-o sămânță să creștem un copac sau să-l creștem din copac mic în copac mare. Deci se poate doar o acțiune face pe tură în acea zonă. Putem să facem mai multe acțiuni pe diferite zone. De exemplu, dacă copacul ăsta, să zicem, că aruncă o sămânță, el nu poate să arunce și o sămânță aici și o sămânță aici. Poate să arunce doar o singură sămânță, deoarece această zonă pe care se află copacul poate să folosească doar o acțiune. Și cam așa se desfășoară acțiunile din acest joc. După părerea mea, acest joc este un mare wow. Este un joc cu o tematică plăcută, care te pune să îți pui mintea la contribuție dacă dorești să fii câștigător. Este un joc care, atunci când îl scoți pe masă, va atrage priviri datorită componentelor sale. Acesta a fost Photosynthesis. Eu mă numesc Cristi, vă mulțumesc și până data viitoare să jucați bine!